mamă, ce m-am pucit, ăsta m-a omorât. Salutare tuturor, bine ați venit pe canal, bine v-am regăsit. Astăzi am venit cu un nou videoclip. Vremea bună s-a întors și la noi. În sfârșit putem să ieșim și noi cu motorul. Cred că am ieșit săptămâna trecută o singură dată sau de două ori. A fost o vreme extrem de proastă și urâtă. Însă, gata. Dat fiind faptul că la început când m-am apucat de acest lucru, și anume motovlog, am primit câteva descurajări și câteva comente urâte. Da, câteva comenturi urâte pe anumite grupuri. Am decis să vorbesc despre chestia asta astăzi, și anume hate-ul către motovloggerii noi, deoarece cei vechi și-au făcut o lume, nu prea să mai ia lumea de ei, să spunem. La început, când am postat eu primul videoclip și l-am postat pe un grup de motociclist pe Facebook, am primit, pot spune, multe comentarii cu ghilimele. Da. Alt motovlogger, altul care și-a pus camera pe cască, se filmează și nu aduce nimic nou, nu face același lucru, etc. etc. În primul rând, cei care fac chestia asta, chiar dacă o fac bine, chiar dacă o fac rău, deja au un plus față de voi care stați în fața calculatorului și doar criticați. Deci, mamă, ce m-am pucit, ăsta m-a omorât. Doamne, măi tata, tu n-ai tobă. N-ai evacuare, ce naiba. Doamne, nu mai pot să respir. Hai, te las, mă, să te depășesc, mă, că te rog. Da, cum spuneam, cei care fac lucrul acesta, motovlogul, chiar dacă sunt începători, chiar dacă nu, chiar dacă o fac bine, chiar dacă nu, absolut orice content ar face, deja sunt, din punctul meu de vedere, mult mai productiv decât voi, care stați în fața calculatorului și doar criticați. Și mie, lucrul acesta mi se părea extrem de ușor. Mă uit la motovlogger, cred că am 3 ani, nu aveam prima motocicletă când mă uitam la motovlogger. Și mi se părea foarte ușor, ziceam, a, gata, filmează și îl pune pe YouTube, fix cum faceți voi, acum. Aceeași impresie o aveam eu. Însă când m-am apucat de chestia asta, mi-am dat singur seama că nu este chiar așa. Trebuie filmat, trebuie găsit idei, partea cea mai grea, editatul. Pe lângă editat, îți trebuie o cameră bună să aduci calitate bună, îți trebuie un calculator iar foarte bun pentru a putea edita ok, pentru a putea randa ok, pentru a putea ablada ok, și din câte vă puteți da seama, chestiile astea nu sunt gratis. Adică trebuie investiție, să zicem. Și din moment ce eu am ales să fac chestia asta, eu mă simt foarte ok făcând-o. Mie îmi place ceea ce fac, o fac din plăcere, nu din obligație. Nu înțeleg cu ce vă poate deranja pe voi. Bun, ați văzut un începător și un clip în care nu vorbește, nici măcar nu are microfon, decât să-i dați cu hate sau ceva. Dacă nu vă place, de ce nu părăsiți postul? De ce nu mergeți mai departe? Eu asta fac când nu-mi place un lucru. Pe Facebook, pe YouTube, pe orice rețea de socializare. Când văd ceva ce nu-mi place, trec mai departe. Așa, dacă am lăsat fiecare câte un comentariu urât, descurajator, ceva, unul mai ușor să descurajezi decât să încurajezi, părerea mea. Nu știți cât de frustrant este, mai ales la început, să vezi că pui atâta muncă și atâta suflet în ceea ce faci și să vezi că vin unii care nici măcar nu te cunosc, văd, cred că se uită un minut la videoclip, să duc în secțiunea de comentarii, ești varză,
ești ca toți motovlogării, nu aduci nimic nou, nu faci nimic. Adică dacă nu-i poți aduce nimic benefic celui care face contentul, măcar nu-l descurajează. Asta e pisică bătrână, că se mișcă extrem de greu. Ia uitați-vă. Da. Da, cum spuneam, este extrem de descurajator la început. Faza cu abonații, cu să-ți clădești o comunitate. Dar am ajuns la concluzia că trebuie foarte multă răbdare și perseverență. Toate vor veni la timpul lor. Astea fiind spuse, o să revenim cu noi videoclipuri. Rămâneți pe canal, apăsați acolo clopoțelul să vedeți când postez. Fiindcă, da, voi posta des, vremea nu mi-a permis, am aproape săptămână de când am postat. Însă, Tomi, tu nu se va mai repeta. Vă salut, pa!